Ieri, polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Maramureș au declanșat o acțiune pe linia combaterii contrabandei cu țigări. Astfel, oamenii legii au descoperit în apropierea frontierei de stat, pe direcția localității de frontieră Crasna Vișeului, 9 colete conținând 4458 de pachete cu țigări provenite din contrabandă. Acestea au fost confiscate, iar în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, precum și în vederea depistării tuturor persoanelor implicate și a documentării întregii activități infracționale.